mulți dintre ei nu au luat bacul. Nu știau exact ce vor să facă, nu își cunosc potențialul și nici de ce sunt în stare și ar fi dispus să se angajeze numai în anumite condiții. Dezorientați și nehotărâți. Așa păreau astăzi tinerii prezenți la bursa locurilor de muncă. Destul de mulți, de altfel, tinerii nu zăboveau însă prea mult în fața birourilor agenților economici. Ai mai lucrat până acum? Nu, dar încerc să caut să văd și ce găsesc. Ai absolvit anul acesta? Nu, acum 2 ani am terminat. Și în ăștia 2 ani n-ai încercat niciodată? Nu. Sunt una dintre nefericite, adică nu mi-am luat bacul. Aș prefera să mă angajez, nu să stau pe un șomaj care totuși e o sumă modică. Vreau să încep de undeva. Am lucrat, am fost în concediu și apoi o să caut, vedem. Ai terminat anul acesta? Da. Și ai luat bacul? Nu. Și crezi totuși că ai o șansă? Da. Cât de mult îți dorești să te angajezi? În proporție de 60%. 40 de ce nu? Sincer, pentru că am un curs care îl fac acum și aș dori mai mult să-l termin. Ai mai lucrat până acum vreodată? Deocamdată nu. Când ai terminat? Acum 3 ani. Și în 3 ani de zile nu te-a interesat nimic? Nu m-a interesat. Agenții economici, 45 la număr, au pus la dispoziție tinerilor absolvenți 360 de locuri de muncă. Atrași și de facilitățile pe care statul le acordă dacă încadrează absolvenți, angajatorii s-au arătat chiar interesați să le acorde o șansă tinerilor și să-i califice. Nu erau însă prea încântați de potențialii angajați. Ați avut doritori? Până în momentul ăsta nu. Sincer, nu. Dar ar trebui să îndrăznească și să încerce, că e mai nevoie și de meserie. Cum vi se par tinerii prezenți azi la bursă? Nu prea dor nici de muncă. Mi se par neinteresați de ofertele noastre. Suntem mulți angajatori din Giurgiu care am vrea să oferim o șansă tinerilor. Ei vor niște meserii dintre aceștia în care să lucreze undeva, ori la birouri, da, ca să aibă o funcție, dar în celelalte de funcții nu prea sunt interesați. Cum trebuie să arate candidatul ideal? Un om dornic de a-și face meseria, bine pregătit. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a fost organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, desfășurându-se simultan în municipiu și în orașul Bolintin Vale, numărând în ambele locații sute de participanți, atât tineri cât și agenți economici.